Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Pavel Coșa. Am venit puțin pe insulă. Ce faci, bă, cu tulic, bă? Puțin pe insulă cu... Fac o filmare duală cu noul telefon Oppo Reno 5D. Vreau să văd și eu cum se vede. Acum, toți sunt unic mai devreme. Hai să vedem ce mai vreau pe acolo. Ia, am văzut ret. Hai să vedem și nu e rețelit. Hai că mă vede și pe mine. Ia uitați, rățuștile. Ia uitați cât de mult, ești frate. Hai, unde sunt? Uitați-le! Le-ați văzut? Mi-am apropiat un pic. Să vedem și voi rațile. Cât e de frumos pe aici. Acum testez telefonul ăsta. Am să fac... Am să vă prezint și telefonul în viitor, în vlogul următor. Acum vă pun, vă cer păreri. Îmi spuneți cum așa și pe aia vă fac și un review la telefon. Vă pun câteva cadre din filmulet. Să vedeți și voi cam cum filmează telefonul. Să știți că filmează destul de bine. Are o claritate destul de bine cu dual camera. Nu știu că e un telefon prost. Abia l-am cumpărat zilele astea. N-am ieri, parcă, sau la alte, nu mai știu exact. Am luat telefonul. Uite, lumea a ieșit cu bici și scârțele. N-aveam cum să ies cu bici și scârța. Ori fac vlog, ori ies cu bici și scârța. Ire, ce leacă afară. Hai să... Vă arăt insula, acum cu dual camera, vedeți și voi cum se vede și spuneți și voi părerea voastră. Eu zic că se vede destul de ok, față de ce aveam eu. Ia uitați, frumos pe aici, uitați-mă și pe mine. Hai, mergem leac și pe acolo. Băieții au luat bărcile de aici. Stai să închid fermarul, că se vede urât. Așa. Închid din fermarul până sus, ca să se vadă foarte frumos. Să arătăm și noi bine la cameră. Uite, are o stabilizare foarte bună. N-am ce comenta. Că l-am dat pe stabilizare pro. Nu l-am dat pe stabilizare slabă. Deci telefonul ăsta face o filmare de jos pălărie. Am uitat ce frumos e pe aici. Ia uitați, frumos. Am să fac odată o chestie și am să fac, uite, mergem și cu trepiedul ăsta. Nu, bă, așa l-am făcut.
săptămâna viitoare vedem ce o să fie afară. Se vede frumos. Șmecheria că la telefon Samsung S21 nu poți să faci, nu poți să dai zoom-ul. La... Nu se poate da zoom la când se face filmare duală. Ăsta am observat o chestie, poți să dai zoom la el când faci filmare duală. Vreau să cer părerile voastre. Lăsați un comentariu să văd și eu în descriere. Aici jos în descriere. Jos aici, în partea asta de jos. O să vă las un link. Să lăsați voi comentarii acolo. Spuneți părerile voastre despre filmare. Dacă filmarea e bună, dacă s-a părut că are trebitații, dacă are nu știu ce. Vreau să-mi spuneți și voi cum e telefonul la filmare. Ce claritate, dacă are o claritate bună. Mă, ce frumos e afară. Mama nu vrea să iese cu mine. Că nu vrea să apară prin vloguri, ea. Am vrut să o scot și eu din casă, dar am zis că nu ies. Salut, YouTube! Lăsăm pista de biciclete liberă. Că nu știi cum mai apare vreun biciclist. Ia uite, ăsta strică cauciucuri liber. Știi ce scumpiți cauciucurile și așa le strică. Băieți, de acum o cam terminat-o cu bărcile. Nu prea mai dau bărci la închiriat acum. Nu prea mai dau băieți bărci la închiriat. Ăsta trebuie să-l folosesc. Ăsta, telefonul ăsta l-am luat mai mult pentru a face vloguri. Uite, parcă pare o claritate mai bună, parcă are stabilizare mai bună. Ia să nu uităm și noi pe aici, mergem și noi aleac pe aici. Să vedem ce mai e pe insula asta. Aici au fost ceva, aici se curăța, stătea aici și așteptai barca. La ponton aici, frumos, acolo. Uitați. Scările pe aici. Uitați pe acolo. Ia. Păcat că la telefonul ăsta nu poți să-i pui pauză și să revii. Trebuie să-l oprești și după aia. La S21 ai varianta aia că poți să pui pauză și după aia revii după aia. Aici nu e așa. Ai simpatic copilul ăla. Poate să vorbească, dar mai stâlcește cuvintele. Știți cum sunt copiii în ziua de azi. Trebuie să le refac din nou, că nu prea s-o potrivit bine. Și ziceam să bag niște bohor șuruburi, dar îl poate îl crăp. Trepiedul ăsta. Venim și noi pe aici, venim și noi. Auzi, scaldatul este interzis. Nu, am vrut să fac eu o chestie, că am vrut să pun pe ăla.
Las ca să iau unul mai bun. Nu acum, când... Uite, ăștia pe aici, pe la Lake House, s-au închis. Uite, lumea pescuiește pe aici. Avem pescari. Știți cum e pescari de oameni. După aia facem niște poze. Vedem așa și punem, unim și pozele în clip. Uitați ce frumos e pe aici. Mai cu nasul ăsta o iau razna. Am venit să-l tai. Uite, îmi place, mișto, uite. Se vede claritatea bună. Telefon, jos pălăria. O costa 2000 de lei, dar își face treaba. N-am mai pentru un abonament, n-am dat bani în mână, că n-aveam bani să le iau cu bani cash. Ia uite, pescari. Nu știu dacă o să prind ei ceva pe aici, da? Ia să vedem dacă o prind omul ceva ea. Sunt oameni din ăștia care prind pești și dă drumul în apă, pescuit sportiv, cum s-ar spune. Sunt unii care îi prinde și ia acasă. Depinde cum faci treaba, cum arunci. Bă, oameni proști, bă. Ia uitat. Gunoaie pe aici. Bă, apa ta e curată și ăștia aruncă gunoaie, aruncă bidoane. Doamne, Maica Domnului, ce oameni geacaniști. Bă, arunc gunoaiele aici, bă, nu ne mai ești coș de gunoi, ai coș de gunoi. Arunc acolo unde trebuie, nu în apă. Oameni proști, bă. Uite, la pescuiești acolo, uite.
Chiar vreau să-mi spuneți părerea voastră, cum vi se pare filmarea asta? Dacă e o filmare mai clară decât celelalte. Dacă vi se pare o claritate mai bună decât cu... Mă refer decât cu GoPro-ul. Spuneți diferența între GoPro, o filmare cu GoPro și filmarea cu telefonul ăsta. Oppo Reno 5D. Părerile voastre. În comentarii. Uite, copilași, să dau pe legănaș. Uite. Mă, și altă aruncă gunoaie pe apă. Da? Frumos! Frumos afară! Am zis că mă duc un pic pe gârlă, dar nu mă mai duc pe gârlă, că e urât. Urât, urât, urât! Uite, avionul. Îl arat că pe undeva, dar noi tu îl vezi de aici. Deci că ești la Bacău. Avionul, dar el e plecat din Hău și pe Rău. Uitați. Uitați acolo avionul. Stai să vă arăt. Vă arăt. Nu știu dacă se vedea. Uitați-l. L-ați văzut? Deci ăsta are un avantaj, S21 are alt avantaj. Fiecare telefon e cu avantajul lui. Deci părerea mea la S21, Samsung S21, are că poți pui pauză la telefon. Ăsta nu are, dar în schimb, ăsta poți să dai zoom cu camera de pe spate, dar la telefon, la celălalt nu poți să dai zoom. Deci, e o șmecherie, e o tactică aici. E o șmecherie aici. Fiecare telefon are șmecherile lui. Acum când mai ies la vlog fără bicicletă, iau telefonul ăsta. Când merg pe bicicletă, pun GoPro-ul. Ca să știți, oameni buni. De acum când mai vedeți că mai ies la vloguri, vedeți o claritate mai bună, știți că e telefonul. Cealaltă, că am zis că am să trec, am să fac un upgrade la ceva mai mișto. Nu zic, nu vreau să fiu gură spartă, că nu știu când. Nu zic să zic acum și după aia să spuneți că ai zis că faci upgrade la nu știu ce. Nu. Eu fac anunț până la momentul potrivit. Când am produsul în mână, anunț și spun, da, oameni buni, am cumpărat cu Tărescu, cu Tărescu, cu Tărescu. Uitați ce frumos e pe aici. Ce frumos se vede. Vedeți ce frumos se vede afară? Ce să-i fac? Să-l fac să stai ca lumea. Nu se mai miște bălângănii. Ați văzut și fetițele frumoase? O, ce frumos e pe aici, pe insulă. Frumos, seara, să te plimbi. Am ieșit la un vlog ca să văd și eu cum filmează telefonul, cum se mișcă. Uite, aveam și sportiv. Care aleargă, ia uitați-l pe băiețaș, ce frumos aleargă.
cât de curând o să-mi iau și, nu zic ce, că nu-mi place să anunț din timp, o să fac una ceva mișto, în curând, în viitorul apropiat. Dacă reușesc să-mi iau din ăla, tuț de măr. Văd de o bucată de vreme, am cam lăsat fotografia și m-am axat mult pe vloguri. Trebuie să mă țin și de fotografii, că de acolo îți poate câștiga un ban. Acolo îl câștigi mai ușor din fotografii. Din YouTube, când a dat Domnul. Ai, scena unde au făcut ăștia... Aia, băi, spectacol, ăla, festivalul ăla la Bacău, aia era scena. Am mutat de acolo, am mutat în partea asta la altă, pe acolo a dispărut alea. Deci, nu știu cum s-a chemat festivalul ăla, am uitat de numire la festival. Am uitat de numele la festival. Păi dacă mi-aduc aminte, o să vă zic eu. Să-mi las rece de acum. Uite, sunt tine frumos. Da, am ajuns ca o dată sus, fac o filmare de sus de acolo, dar nu știu cum să intru. Uitați aici sus, dar să văd și eu cum pot să intru. Să ajung și eu sus. E cineva a ajuns sus. Salut! Salut și pe domnul viceprimar, consilier local, Cristian Ghingheș, aleagă și el, face sport. E băiat, e nota 10. Când s-a cerut semnături, uitați acolo. Fetele dansau ciuca, ciuca, nu știu ce dansau acolo fetele, dar era mișto, era interesant ce dansau fetele. Frumos. Hai, mergem, facem niște poze, vedem cum iese cu pozele. Cum stăm cu pozicile. Nu mai am chestia aia și n-am cum să-mi dau toc ca să fac el poze.
Da. Vreau să-mi spui părerea voastră în comentarii despre acest telefon, cum se vede, cum se aude, poate de fi... În practic are cameră duală. Telefonul ăsta pot fac să văd din față deodată și din spate. Deci mă văd și pe mine, văd și pe cei din spate. Și mișto e că pot să fac... Pot să dau zoom. Văd că sunt mulți oameni cu la pescuit pe aici, pe insulă. Da, mă mir că nu vine nimeni să-i certe. Se prinde oare ceva? Îl-a dat, s-a spăriat. A, ați prins ceva, nu glumă? Da, aici i-am cumpărat de doamna știu că cu ei. A, îmi credu că i-ați prins. Ăștia i-am cumpărat, domnule, doamna știu că cu ei. Și ați prins ceva? Sunt prinsică. Îți prea mari. Îți prea mari și nu-i poate lua în șoc. Este un domn care are unul așa de mic tei. Am avut și mai mic tei, dar nu mai am de fi. M-am dus, ăștia azi am luat, am dat 20 de lei pe ei. De ăștia au avut, de ăștia am luat. Am zis, băi, hai că eu și dau una pe mine. Vine, vine, eu și gata. Dacă nu mă duc ăștia acasă, își pare la revedere. Dacă nu reușesc să prind Nica. Cu zeșile de chile cu unghia mea. Mai mare le puse. Era unul mort așa la care a fost la tine încât l-am zburlit în vază. Ia să vedem și noi ce face drumul ăsta. Hai să vedem unde și pe aici, pe gângulețul ăsta. Ați văzut fetele astea frumoase. Vor pozică.
Ia uitați pe aici. Uite, o domnișoară cu cuțu-cuțu. Domnișoară, doamnă. Cu cățelul. Ham, ham. Uitat. Ia să vedem ce o fi pe aici. Ia, v-am filmat, v-am arătat, v-am pus pe net o parte din Bacău. Acum vă arătăm, uite, cum era vederii centrale. Aici cum se vedea. Asta nu știu ce era cu... A, acolo se construia catedrală. Acolo era biserica Sfântului Ioan. Uitați, pe coaie, mai e biserica Sfântului Nicolae. Aici era catedrala, se construia. Strada Mare, adică Strada Mare fiind Ștefan cel Mare. De atunci a spus, uite, primăria și palatul, erau, primăria și palatul erau una lângă alta. Acum au mutat, au făcut bibliotecă la primărie, unde a fost primăria. Uite, aici la Palatul Administrativ o mai modificat pe aici, nu? A lăsat cam aceeași. Așa, dar o mai făcut din asta, cum îi zice, mai făcut modificări. Ia să vedem noi ce mai avem noi pe aici. Ah, uite, este statuia lui Vasile Alexandrei. Asta e strada Piatra. 1406 Bacău, Teatru Municipal. Uitați cum arată Teatru Municipal. Față de... S-umbla cu calești pe vremea aia. Caleașca era un fel de taxi. Uitați frumos e cățelul. Asta e Ateneul Cultural V. Vasile Alexandrie. Era Ateneu aici. Acum Ateneu nu mai arată așa Ateneu. Acum e modificat. Asta e grădina publică. Cred că grădina publică era... Grădina publică. Stai să-mi aduc aminte să vă explic. Cred că era parcul catedral... Nu parcul catedral, parcul trandafirilor. Grădina publică. Strada Mare, adică Ștefan cel Mare, cred că acum... Școala primară mixt numărul 5, școala de băieți și fete. Nu mai știu unde e asta. Că văd că e modificat pe aici, tot, ca mult, mă, modificare mult pe aici. Oameni mult, modificare mult pe aici. Da. Mergem să facem niște poze, acum cât e frumos, și după aia mai vedem. Revenim.